Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre facturile la utilități, tot despre, o să tot vorbim despre asta, încep să apară surprizele neplăcute, o să fie subiectul principal și foarte dureros al următoarei perioade. Noi am vorbit până acum mai mult despre facturile pe familie, pe apartament, ce a venit la noi, pe persoană fizică. Dar imaginați-vă o clipă cam cum va fi la instituții cu consumare, și cu rol social, cămine de bătrâni, spitale, grădinițe, școli, care se află în administrarea primăriilor. Știți că în această țară, din vreo 3.000 de unități administrative, cum se spune, adică, mă rog, orășele, sate, comune și așa mai departe, 75% sunt falite, nu reușesc să-și echilibreze bugetul din taxele pe care le încasează și au mereu nevoie de bani de la buget, de la să le dea guvernul bani. Deci bugetele vor fi totalmente depășite și putem să ne facem deja o idee. O școală din Bârlad, județul Vaslui, a primit o factură la gaze pentru o singură lună de 54.000 de euro. În lei, desigur. 270.000 de lei. O școală. Facturile la utilități, spune primarul municipiului Bârlad, domnul Boroș. Facturile la utilități au îngenunchiat bugetul Bârladului. Astăzi, la solicitarea primarului municipiului Bârlad, conducerile de la toate unitățile școlare locale, precum și de la serviciile externe ale primăriei, peste tot s-a analizat situația gravă în care a ajuns bugetul local ca urmare a creșterii tarifelor la utilități. Este o postare a primăriei municipiului Bârlad pe Facebook. Primarul a chemat șefii de la școli, de la toate instituțiile din subordinea Consiliului să discute și să găsească soluții de reducere a consumului de gaz metan. Că asta e singura soluție pe care și-o poate imagina și ne-o putem imagina fiecare dintre noi. Când o să vină facturile alea mari, nu o să avem alte soluții. O să spunem, hai să stăm în frig. Asta e. Deci o să stăm din nou în frig. O să mai punem o haină pe noi. La Spitalul Municipal de Urgență Elena Beldiman, tot din Bârlad, pentru luna decembrie, factura a fost de 180.000 de lei. Și sigur că acolo se pune și întrebarea, dar de ce oare la o școală este de o dată și jumătate mai mare factura decât de la un spital? Cine știe cum or fi izolate, habar n-am, poate sunt pierderi, dar asta este situația. Primarul a cerut cumpătare și limitarea consumului de gaz. Dacă nu suntem cumpătați, nu vom mai putea face nimic pentru oraș. De aceea vă rog să analizați foarte bine fiecare în parte situația din unitatea dumneavoastră și să limitați consumul acolo unde nu se justifică. Și sigur că ăsta este un apel rezonabil. Fiți economicoși, nu risipiți căldura, costă foarte mult, nu stați cu ferestrele deschise, înlocuiți-vă geamurile sparte, țineți ușile închise, mă rog, mai reduceți cu un grad, două, deci e rezonabil să facem așa. E corect. Doar că va veni și momentul adevărului pentru foarte multe administrații locale, pentru că cum va putea justifica, de pildă, chiar primarul din Bârlad faptul că le cere profesorilor, copiilor, medicilor, pacienților, etc., să stea în frig, că nu mai are buget pentru plata facturile, în condițiile în care în primăria domniei sale se plătesc sporuri și de 1600 de lei de cap de angajat pentru boli și riscuri inventate. Și asta e o situație generală. Vorbim de Bârlad, pentru că de aici a venit factura asta foarte mare, de 54.000 de euro, și apelul disperat al primarului, faceți ceva, stați în frică, o să dăm faliment. Bine, dar când plătiți sporuri de sute și mii de lei pe nimic, atunci de ce nu faceți un apel la responsabilitate? Potrivit documentelor oficiale, toți angajații primăriei și a instituțiilor din subordine primesc sute de lei lunar sau mai mult ca, citez, spor pentru condiții vătămătoare de muncă. Este vorba de sute de angajați, scrie Newsweek. Care sunt condițiile vătămătoare? Păi știm. Praf, stres, antene, viața, adică o vrăjeală. Cel mai mare spor îl are secretarul primăriei, 1600 de lei pe lună. Arhitectul șef și directorul mai încasează câte 1200 de lei pe lună spor pentru condiții de muncă. Deci se lucrează într-o primărie, nu lucrezi în subteran, în mină, nu lucrezi pe reactorul nuclear, nu lucrezi cățărat pe antene, ești la primărie, te duci la birou. Dactilograful, spor de condiții de muncă între 350 și 450 de lei pe lună. Mai există dactilograf încadrat la primărie. Poate să-și prinde degetele. Abia asta e tare. Da. Dactilograf. Există dactilograf. Care l-am înțeles de-a lungul ultimelor luni, am tot vorbit despre scamatoriile astea și am înțeles că e o metodă de a eluda legea cumva și de a putea să le mărească salariile, da, care altfel nu pot fi ridicate. Salariile nu sunt, nu mai sunt mici. Diferența între salariile de la, din mediul de la stat față de privat este foarte mare.
A crescut în ultimii ani. Corect. Bun. Arhivar, spor de condiții vătămătoare, 370-470 de lei pe lună. Paznic, spor între 350-450 de lei pe lună, pentru condiții vătămătoare. Da, aici e spor de bătaie. E paznic, totuși. O leacă din bătaie. Adică ăla chiar are... Un șofer, spor între 350-400 de lei. Angajații de la grădina zoologică, sporuri de până la 500 de lei pentru condiții vătămătoare. Merta, unde e grădina zoologică? Înțeleg că e o grădina zoologică, scrie Newsweek. În Bârlad? Da. Tare. Un bibliotecar. Pisici, de la biblioteca municipală. 700 de lei spor. Angajații din cadrul aparatului care deservește Consiliul Local. Bun, încă o dată, nu, în niciun caz să nu se înțeleagă că condamnăm pe cei care încasează acești bani. Adică când vine șeful și spune îți mai dau 1600 de lei la salariu, nu o să te apuci să spui tu, nu, bine, nu știu ce. Da, pă, bune, adică să fim, nu, nu are rost să fim ipocriți. Nu, da. Problema e, de ce e vrăjeală? Pentru că aceste sporuri potrivit legii se acordă în condiții precise, care trebuie demonstrate. Adică criteriile astea sunt pentru condiții deosebit de periculoase, sau vătămătoare. Trebuie să se înregistreze îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă, să fie documentate și documentabile. Păi faci bătături, uite, o dactilografă, gândește câte bătături face. Trebuie să existe indici de morbiditate la locurile de muncă respective, adică nu să se îmbolnăvească unul, cine știe de ce. Trebuie să se îmbolnăvească mai mulți decât media națională pe sectorul respectiv într-o anumită unitate de timp. Lucrurile trebuie demonstrate. Trebuie să existe cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă, dacă sunt condiții vătămătoare. Știți? Adică și apoi, ca să fie date sporurile, e nevoie să se dovedească existența factorilor nocivi, cum acționează asupra organismului, să fie măsurată intensitatea acestor factori nocivi, să existe anumite durate de expunere, să fie demonstrabile condițiile care determină îmbolnăvirile și accidentările. Pentru că atunci când vin în control, cum am avut cazul de ieri, știi? Vine inspectorul de la DSVSA sau de la ANAF sau nu știu ce, la o firmă particulare și spunea, păi stai puțin, mă, prietene, păi dar tu ai pus caz real, vă spun, caz real al unui amic care și-a închis băcănia pentru că nu mai putea să plătească șpăgile. Protecția consumatorilor sau nu știu cine venea și spunea, păi da, ai pus etichete cu prețul, dar nu scrie dacă e lei sau euro, nu scrie nimic. Și o să spune, da, scrie 35.00, ce credeți că sunt dolari sau ce sunt? Nu, nu respecti legea. Te amendăm, te închidem sau șpagă. Adică pentru așa ceva, statul e, vorba lui Pristanda, scrofulos la datorie cu privatul, dacă vine vorba de proprii săi angajați, aici este o complicitate, toate criteriile astea sunt ignorate printr-o complicitate ilegală, să spunem pe față, ilegală de-a dreptul a tuturor celor implicați. Cum credeți că statul, care altfel nu dă o centimă înapoi dacă a pus gheruța pe ea, că trebuie să recuperezi bani de la stat? Mamă, este nebunie, trebuie, dacă ești cinstit, e un coșmar. Altfel trebuie să te duci, dai șpăgi pentru recuperări de diverse lucruri. Bun, deci cum credeți că statul e atât de larg la pungă cu el însuși când vine vorba de sporuri date pentru toată lumea, de-a valma? Asta e. Deci o să vină momente dificile, primăriile vor cere cetățenilor să stea în frig, în timp ce banii vor fi împărțiți între premianți, cum ar veni. Avem câteva precizări de la ascultători. În primul rând cu școala asta din Bârlad, care a consumat o factură de, da, peste 50.000 de așa, ne scrie cineva că școala din Bârlad, în ea pot învăța simultan într-un singur schimb 60 de clase, plus sală de sport, cantină și internat. Este liceul teoretic Mihai Eminescu din Bârlad, deci este imensă. Da, e o școală mare, da. Nu, că ne puneam problema de ce are factură mai mare decât spitalul. Ok. Deci, noi n-avem, nu cred că în București există o asemenea instituție. Și pe urmă cu grădina zoologică. Cu grădina, da. Grădina zoologică din Bârlad, avem acum foarte multe mesaje, că e una dintre cele mai mari din zonă. Avem ascultători care merg de la Iași la grădina zoologică din Bârlad. Eu am intrat pe net între timp și am văzut, au cămilă și peștișori. Am văzut peștișori. Ne mai scrie cineva că au și peruși foarte frumoși. Au peruși. Și zimbru. Da, asta e situația. Deci vorbim factura 54.000 de euro... sporuri, mii de lei, bani dați, mă rog, fără justificare legală, ascultătorii. Au peștișori la grădina zoologică, să mergeți să vedeți. Nu, că am vorbit despre asta, pe un pic. E mândria, păi, e mândria orașului. N-ai cum, nu se... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.